Bună seara! Bine ați venit la cea de-a 41-a ediție a Cercului. Le mulțumesc lui Gabriel Ichim și Ilenei Bârsan că au acceptat invitația noastră și să ne revedem cu bine la următoarea ediție de pe 13 martie cu Dan Pleșa și Răzvan Petrescu. O seară frumoasă! Mulțumesc! Bună seara! Îi mulțumesc lui Gabriel că a acceptat să vină să vorbim, nu știu, o oră. Vedem unde ne duc și cât ne duc drumurile dialogului. Mulțumesc și dumneavoastră. Aș vrea să te întreb așa de la bun început ceva tare. Ziceai că la un moment dat citisem eu într-un interviu cu Ionuț luat de Ionuț Mareș, de criticul și jurnalistul Ionuț Mareș, că cinemaul e inutil. De ceva vreme mă bântuiești pe mine cumva, cam același gând. O fi de la vârstă, nu știu, mi-asum, dar vreau să te întreb, nu legat neapărat de inutilitate, dar la ce e bun cinemaul, așa general, dacă poți să generalizezi, și la ce ți-a fost ție bun cinemaul? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ediția 41, mă gândeam exact vârsta mea, glumesc, sunt un pic mai în vârstă. Chiar mă gândeam, am zis, băi, și când am plecat de acasă și pe drum, am zis că ar trebui să fie o emisiune mai veselă un pic. Eu sunt într-o perioadă destul de devitalizată și devitalizantă. Și aș vrea să fie un pic așa mai senină, mai solară, în contrapunct cu ce se întâmplă afară. Și soția mea mi-a zis la plecare, a zis să nu cumva să spui lucrul ăla, am traversat o depresie și am făcut un film. Și mă gândeam să vorbesc despre un cinema mai așa, mai vesel, mai tonic, în contrast cu starea mea. Dar se pare că asta e crucea mea, trebuie să vorbesc despre cinema inutil, trebuie să fiu sincer până la capăt. Da, cinemaul este inutil și ca aproape toate lucrurile pe care le facem în România, dacă e să vorbim așa din experiența personală, dar și la nivel global se poate vorbi de o inutilitate a cinemaului și nu-l deplâng eu. Au fost interviuri recente, Scorsese și mulți alți autori mai puternici decât sau mai și cu reușite. Din punctul meu, din perspectivă personală, da, e inutil pentru că n-ai... nu ajunge acolo unde ți-ai dori, nu-ți aduce satisfacții financiare, nu, din potrivă, te ceri cu toată lumea din jurul tău, cu cei cu care faci filmul, cu cei cu care nu faci filmul și așa mai departe. Dar, până la urmă, e, cum să zic, e pentru mine a fost cel mai bun medicament sau cel mai bun antidepresiv. Și a funcționat și încă funcționează, slavă Domnului. Să vedem până când. Făcutul de filme sau și una și alta? Și văzutul și făcutul? Păi, și făcutul și văzutul. Și eu încerc, așa, vezi, că toți suntem în cerc. Vezi filme, caz în depresie, că nu faci. Faci filme, caz în depresie, că l-ai făcut. Și vezi filme, te bucuri și te motivează să faci. Nu? Și așa mai departe. Adică ești în... ești într-un cer vicios. Înainte să faci cinema, că bănuiesc că, adică din ce știu, nu știu foarte multe și nu vreau să intru așa în bucătăria personală, că tot vorbim de cinema românesc, dar înainte de cinema, tu ai fost multă vreme în afara zonei ăsteia legate de film. Erai cinefil, erai și om al muncii, chiar ce făceai? Ce ai lucrat? Am lucrat în managementul resurselor umane. Cât timp? Vreo 10 ani. Vreo 10 ani. Ți-a folosit asta la meseria de regizor?
îmi place să cred că toate experiențele folosesc cumva. Nu știu, fiind legat de resurse umane, până la urmă, măcar la casting te ajută, ca la interviuri de job. Măcar acolo te ajută. N-am fost un cinefil. Eram foarte apropiat, așa, grupul de prieteni cu care am rămas în continuare, așa, spre surprinderea mea, în relații destul de bune. Deci un grup de prieteni de lungă durată, de lung travaliu. Eram în zona asta de, știu, erau la pictură, erau filologi și cumva invidiam pentru că nu se trezeau dimineața să meargă la job. Și la un moment dat, pentru că nu-mi plăcea ce făceam, adică mi se părea că cu cât sunt mai incompetent, cu atât cresc în... Nu era teorema aia frumoasă a lui Peter, așa, parcă așa zice, nu? Cu cât eram mai incompetent, cu atât urcam și mai mult în ierarhie și la un moment dat m-am speriat și mi s-a părut că nu o să mai scap de chestia asta și am zis, gata, trebuie să devin artist. Mi-ar fi plăcut să fac arhitectură, dar nu mă pricepam la desen tehnic. Deci era un decalaj destul de mare de acoperit și îmi doream pe loc, adică lucrul ăsta, de clicul ăsta s-a întâmplat undeva prin iulie și, nu știu, examenele la facultăți, nu vreau să fac un master, vreau să încep de la zero. Era undeva în august, septembrie, deci era un interval destul de scurt de timp în care trebuia să acționez. Și l-am luat așa pe rând cu prieteni, băi, ce fac? Hai să fac design, hai să fac muzică, nu mă pricepam la niciun instrument. Dar l-am luat pe toate la rând și până am ajuns la regie de film. Cineva a zis, era un tip care duse de mai multe ori, un balerin care duse de mai multe ori la actorie și nu luase. El era mai apropiat de zona asta și mi-a zis, băi, dă băi la regie de film, că acolo chiar nu-ți trebuie nimic. Și mi s-a părut interesant. Am zis, băi, să vedem. Și nu era internet, nu erau puse online. Facultatea era destul de departe de centru. Mi-a fost destul de lene să mă duc până acolo să văd care sunt probele pentru regie. Și cineva mi-a zis, eu știu pe Nicolae Mărginean, du-te la el. Și m-am dus la Nicolae Mărginean, a fost prima întâlnire. Și mi-a făcut legătura cu Elisabeta Bostan, care chiar în anul ăla trebuia să ia un nou leat, o nouă generație. M-am întâlnit cu Elisabeta Bostan, țin minte că am încercat să mă convinc o jumătate de oră să fac un master. Eu cochetasem în perioada asta cu un master de literatură comparată. Mai mergeam pe la arhitectură, la cursurile lui Augustin Ioan, eram așa, cochetam cu multe lucruri. Fusesem și un an de zile la Londra, acolo, mă rog, trebuia să fac un... Am făcut un MA în Employment Studies la o universitate de stânga, n-aveam nicio legătură, mă rog. Acolo am întâlnit foarte mulți prieteni, mă rog, care m-au pus, cred că și de acolo vine decizia să dea la film, cu Paul Neagu, cu Mircea Roman, Mariana Gordane. Eram în zona, deci într-o zonă foarte bună la Londra, erau mulți artiști români și m-am simțit foarte bine acolo. Și cumva, după ce m-am întors, uite acum dacă stau să mă gândesc bine, au fost așa vitamine bune de să iau decizia de a schimba macazul. Mă rog, și doamna Bostan nu a reușit să mă convingă să fac un master și da, văzând așa nebunia mea, mi-a zis, bine, uite, astea sunt chestiile pe care trebuie să le înveți pentru examen, dar mi-am întins două foi și am plecat cu alea două foi, am ajuns acasă, le-am citit mai bine, m-am bucurat că singura chestie așa mai serioasă era limba și literatura română pentru BAC. Am zis, am prins, eram curajos, am zis, băi, dacă am făcut o literatură comparată, n-are cum să nu iasă. Și am dat și spre surprinderea mea am și luat. Asta a fost așa, nimic. Nu știam, adică eram așa un oarecare, nu pot zic că eram un cinefil, pentru că nu plăceau filmele în mod deosebit, știam așa, văzusem
i-ar fi fost și păcat să nu vezi câteva filme de Tarkovski, Fellini, adică ce era așa, să poți să susții o discuție aparent coerentă despre cinema. 4 ani de școală, nu? 4 ani, a fost ultima generație de 4 ani. Te-a ajutat școala? Te întreb și pe tine, pentru că unii au niște răspunsuri, alții au alte răspunsuri. Pentru unii a fost mumă, pentru unii ciumă, pentru unii a fost complet indiferent. Și sunt curioasă. Pentru mine a fost o perioadă iar un pic schizofrenică. Despre ce ani vorbești? 2004-2008. Okay. A fost tot așa o perioadă ciudată, pentru că nu știu, după ce traversasem așa o carieră stelară în managementul resurselor umane, eram așa cel mai tânăr dintre, nu știu ce, manager, cel mai tânăr, nu știu ce, dar odată am ajuns cel mai bătrân student de la regie de film. Adică eram, mai era un coleg, mă rog, care era serios, lucra, eu când am dat la regie de film, am luat o decizie radicală, am spus gata, deci nu vreau să fac să fie așa o chestie, eu vreau să fie, să clădesc cărămidă cu cărămidă de la zero, voi participa la fiecare și când la deschiderea unui școlar, adică eram, nu vreau să ratez absolut nimic din ce din ce va să vină, exact, din imensă acumulare de cunoștințe, de competențe, etc. Pe de altă parte, era o chestie, și cred că de asta m-a salvat, că nu eram un cinefil, era o chestie complet nouă, care se asemăna cu toate lucrurile prin care trecusem așa ca o rață. Era o noutate pentru mine. Și eu cred că asta m-a salvat faptul că am făcut această facultate de la zero. Nu pot să spun că n-am făcut nimic, că a fost o ciumă. Nu pot să spun nici că a fost o mamă bună. Cred că marele merit al acelor 4 ani e că am putut să fiu concentrat pe o chestie. Adică de voie de nevoie am stat 4 ani, am reușit să ies așa, să intru într-o bulă de timp pe care nu mi-o permisesem până atunci și care nu s-a mai repetat, din păcate, nici mai târziu, și în care am putut să văd, cu acest pretext bun că sunt la școală și trebuie să învăț, că sunt examene și nu știu ce, am putut să fiu așa, să rămân pe un drum. Și drumul cred că m-a ajutat foarte mult și încă mai mă hrănesc din cei 4 ani pe care am petrecut acolo. Sau nu neapărat acolo, adică în perioada asta, în intervalul ăsta. Aș vrea să te întreb ceva legat de filmul de ficțiune de debut, de Visul lui Adalbert, că aș să le, nu neapărat să le faci așa o analiză și să despicăm filmele bucată cu bucată, dar în primul rând aș vrea să știu dacă l-ai revăzut, adică dacă te-ai mai uitat la el. Nu l-am mai văzut. L-ai văzut atunci când l-ai lucrat și a ieșit? L-am văzut de mii de ori atunci când l-am montat și mi-a fost de ajuns. Nu l-am mai văzut. Se mai întâmplă să mai, nu știu, l-am mai văzut așa 2-3 minute, în special sfârșiturile de film, că atunci trebuie să vii și să răspunzi la întrebări. Nu l-am mai văzut. Dacă ar fi să alegi o bucățică din filmul ăsta, așa cum ți-l aduci tu aminte, care ar fi? Sigur, cu motivele care te mână în a alege bucata asta, nu știu de ce. Adică nu pentru că e nostalgie, ci pentru că e bine lucrat sau e bine jucat. Ce ai scoate din filmul ăsta și ai ții la așa la... Nu mai țin minte foarte exact. În general, pentru mine filmele îmi produc o bucurie
mai ales atunci când lucrez cu actori. Mai puțin de... Montajul e întotdeauna, e așa, e greu, e enervant, e... pentru că știi câtă energie sau știi ce viață a fost acolo și acum trebuie să o tai și să o pui în, așa, să, pe anumite făgașe. Nu mi-a plăcut niciodată, iar eu nu sunt un om așa al detaliului ordonat. Din potrivă, sunt... aruncă fulgi și după aia adune. Sunt un om destul de dezorganizat. Nu știu, așa, ca secvență, întotdeauna mi-a plăcut ultima secvență cu accidentul. Nu știu, a fost atunci o zi mai specială. Nu știu, am simțit și cred că a rămas de la filmare, a rămas cu sentimentul ăsta. Nu știu dacă l-aș mai revedea, nu știu dacă mi-ar plăcea acum, nici numai oricum nu are importanță ce mai simt eu acum față de film și ce aș păstra eu din filmul ăla. Doar am așa și mă bucur că are filmul Cosma o teorie la care mă raportez deseori. El zice, băi, dacă trebuie să totdeauna trebuie să surprinzi pe ceilalți cumva, pentru că făcând astfel tu însuși te schimbi. Și zice el, dacă vezi o cale dreaptă, tu trebuie să faci o curbă tot timpul, să faci o curbă, să surprinzi. Și pentru mine visul ăla chiar a fost o curbă. Adică aveam o chestie foarte... aveam un drum pe care aș fi putut să merg și am ales această curbă. E o curbă. E un film care a apărut în 2012. Da. 12. Cam la mai mult de 10 ani de când s-a născut nou val, sau cum se spune, nou val românesc. Filmul și ăsta, dar aș rămâne la visul lui Ad Albert, e în, cu totul, e curb, ai luat curba cumva de pe drumul noului val. Tipul ăsta de, să-i zic, narațiune, de mijloace pe care le-ai folosit, de mica jucărioare cu VHS-ul, care sigur ținea inclusiv de epocă, dar nu cred că ține doar de epocă faptul că ai ales să filmezi și așa. Lucrurile astea, modul în care oamenii se uită la oameni în filmul ăsta, micile amoruri și umorul de acolo, care sigur că e amar de multe ori și pentru că ăștia mai bătrâni așa ne uităm în spate cu, și cu bune și cu rele, toate lucrurile astea care țin nu neapărat de poveste, de Cupa Campionilor, de uzină, de Ziua Partidului, de tot ce ai pus acolo, erau în mintea ta de mult? Adică erau un construct, să-i zic un construct, de mai de mult? Sau ele au venit odată ce ai scris scenariul? Și asta aș vrea. Întrebarea este cum, nu cum scrii scenarii în general, cum l-ai scris pe ăsta? Pentru că sunt foarte multe lucruri adunate acolo și ele se leagă. La prima vizionare se leagă, după care la a doua mai vezi niște legături, sau așa mi s-a părut mie. Nu mai țin minte foarte bine contextul în care a fost făcut sau de unde m-am plecat, punctul de început. Țin minte doar că a fost o serie de coincidențe. Eu fusesem director de resurse umane, ăsta părea a fi un film despre cadre, direct de, mă rog, cum se numea înainte, director de cadre. Cosmin Manolache, cu care am scris scenariul, știu că găsise niște diapozitive pe Calea Victoriei, diapozitive de protecție a muncii din perioada aia, pe care le văzusem și care m-au fascinat, de care nu știam, habar n-aveam. În plus, citisem chestia asta, asta pornește de la o povestire reală, nu știu, mai știu, o citisem într-un ziar, nu mai țin minte exact, cu muncitorul care la reconstituire își pierduse o dată mâna, cel care juca accidentatul,
Au fost așa mai multe lucruri care s-au, nu știu, au dus la scrierea acestei poveri. Mai întâi a fost o poveste de scurtmetraj și pe care am dezvoltat-o destul de repede într-una de lungmetraj. Asta au fost lucrurile exterioare. Lucrurile care țineau de bucătăria internă erau legate de dorința mea de atunci, asta o țin minte destul de clar, eram destul de, și nu știu dacă încă mi-a trecut, cumva mi-a părut rău că, sau îmi părea rău că filmul este în urma literaturii, cumva. Și îmi părea rău de toate limitările astea pe care le are cinematograful și îmi doream cumva să-mi exprim această nemulțumire într-un film sau într-un scenariu care să cumva să fie foarte bine structurat, aproape se asemene cu literatura, mă rog, mizanabinul ăla pe care ți-l dă o scriitură și așa mai departe. Și am încercat să pun toate lucrurile astea în film. Și țin minte că și cumva mi-a părut rău după și încă acum și acum îmi pare rău, că am neglijat tocmai din dorința de a asemăna cu de a se asemăna filmul cu literatura, am neglijat multe lucruri pe care ar fi trebuit să nu le neglijez legate de film. Și m-am concentrat foarte mult în zona asta de conceptuală. Apropo și de materialitatea filmului și erau mai multe discuții pe care le aveam eu atunci în cap. Și poate de aici bogăția asta de sensuri și de faptul că la o revizionare mai apar și mai alte și alte lucruri. Nu mai țin minte foarte clar tot contextul, dar cam ăsta era așa mare. Apropo de materialitatea filmului, ai avut de reconstituit o epocă care ni se pare că în anumite locuri o putem recunoaște, niște mici orășele sau în fine, în zone suspendate cumva în timp și spațiu, mai recunoști perioada anilor 80, dar de fapt, în fine, în mare parte ne-am schimbat foarte mult, inclusiv discursul, modul în care vorbim, nu vorbesc de cum ne îmbrăcăm și ce obiecte ne înconjoară. Ai fost foarte meticulos și pretențios și, mă rog, foarte atent la această reconstruire a timpului și e o capsulă de timp cumva. Sau ai ținut cumva, adică ai ținut mai puțin la lucrurile astea, să se simtă doar un aer de anii 80, sigur că ai hainele, ai totul, dar dacă obsesia asta de a reconstitui timpul ăla era o obsesie sau doar era o chestiune de scenografie sau de se ocupa altcineva? Ai fost întru totul acolo cu... Nu știu, din nefericire, pot să zic, niciodată n-am avut o obsesie sau n-am avut... Sunt extrem de superficial în a avea o obsesie serioasă. Ții minte că m-a interesat să am un context cât mai adevărat, deși inclusiv această problemă a raportul între realitate și reconstrucție, mă rog, mă interesa atunci și mi se părea la fel o chestie de care a trebuit interogată și cumva asumată. Dar n-ai cum să faci niciodată să faci un raport unul la unul între realitate și reconstituirea ei. Asta fiind și una dintre temele, marele teme ale filmului. Nu m-a interesat decât în măsura în care dădeam impresia că, îți lăsam impresia că
lucrurile sunt adevărate. Țin minte că am o memorie foarte proastă, de asta încerc acum să mă gândesc așa, să mă adun și să răspund cât de cât coerent. Știu foarte clar că am pus multe lucruri care, pe care care se ducă pe, cum să zic, pe mai târziu, revăzându-le sau studiindu-le, să-ți dai seama că erau lucruri inadecvate total la, la perioada aia și la, nu la mai neapărat la perioadă, ci și la, mă rog, la procese, la acțiuni și așa mai departe. Nu, nu sunt, n-am o obsesie cu realitatea, cu reconstrucția unul la unul. Sunt mai degrabă în zona de, în zona de joc, de, de scop, decât de, de factură. Okay. Până ajung la ultima zi, n-am spus de la început, dar sigur când, când, dacă aveți întrebări, comentarii, vă rog să-mi ridicați o mână și o să ajungă microfonul, oricând. Până ajung la ultima zi, aș vrea să mai, mai generalizăm un pic așa, să mai ne mai jucăm cu teoriile. Apropo de ce, sigur că, adică nu vreau să pară întrebarea asta judecata lui Gabriel Achim de, privind noul val românesc, dar pentru că ai făcut acea, ai luat curba, ca să spun așa, poți privi un pic din afară sau nu neapărat din afară, poți să ai un alt punct de vedere. Și sunt două întrebări. Una, dacă te-a tentat să faci cinema așa cum era, să zicem, era, că acum deja nu prea mai e, rețeta asta bine așezată de Cristi Puiu într-o... În fine, e o poți numi o rețetă care poate să funcționeze, poate să aibă o noimă dacă știi ce să faci cu ea sau dacă ai de ce să o folosești. La unii nu funcționează pentru că nu sunt, e o inadecvare acolo. Deci prima întrebare este dacă ai vrut sau ai mers cumva, sunt și niște scurtmetraje pe care le-ai făcut, poate aduci un pic aminte de ele, pe drumul ăsta al realismului, minimalismului, cum mi se spune. Și a doua întrebare, dacă le legi, dacă nu, mă rog, cum îți e mai la îndemână, discuția asta care se tot poartă despre filmul românesc care nu poate să facă decât genul ăsta de film, despre care inclusiv festivalurile de filme s-au cam săturat, sau poate că nu-l mai înțeleg, sau poate că nu știu, nu vreau să fiu nici nepoliticoasă, dar cumva trebuie să ajungem și acolo la discuția asta. Legată de ideea că suntem în stare, noi ca popor român care ne asumăm echipa și valoarea, să facem și film de gen sau alt fel de cinema, e vorba de talent, e vorba de resurse sau e vorba de o lipsă de necesitate, adică inexistența acestor filme nu se potrivesc locului omului de pe aici. Adică reiau. Deci prima întrebare e ideea asta de a nu de a copia, de a merge pe drumul ăsta al noului val cu realismul lui. Am încercat să răspund pe rând în următoarele 5 ore. N-am avut așa, sincer să fiu, n-am avut răga să reflectez asupra problemelor pe care ni le aduce cinemaul noului val, ca așa se numește. Încerc să răspund, nu știu, încerc un răspuns, sper să fie cât de cât coerent. Legat de, și să pornesc de la filmele mele, că asta, cu asta m-am ocupat. Mă rog. Dacă vorbești de rețetă, acum depinde și ce ingrediente folosești. Oricât de mult aș vrea să fac o supă de găină, dacă n-am găina și am numai legumele, nu o să-mi iasă o supă de găină. Nu știu, din păcate, din fericire, am avut numai legumele, n-am avut niciodată o găină cu care să fac o supă de găină.
nu știu dacă mi-ar fi, sau ca să aduc așa discuția într-o zonă și mai elevată, mi-ar fi plăcut sau la un moment dat chiar mi-a surs de așa ideea și cochetam cu ideea de a face așa un film simfonic, o simfonie, dar n-am avut, că am avut doar două sau trei instrumente, e greu să faci o orchestră simfonică. Este, eu cred mai degrabă într-un cinema personal, nu cred așa, nu cred într-o chestie, într-o rețetă pe care o poți multiplica, pe care o poți împrumuta și chiar dacă o împrumuți, îți iese altceva. De exemplu, mi-aduc aminte că maica mea niciodată nu reușea să facă cornulețe bune, așa cum le făcea o mătușă de-a mea. Și discutau mult despre rețetă. Cred mai degrabă într-un cinema personal și cumva, apropo de că ficțiunea atrage realitatea, și realitatea impune un anumit tip de ficțiune. Adică lucrez cu ceea ce ai la îndemână. Și atunci și poveștile tale sunt cumva condiționate de lucrul ăsta, apropo de ce nu facem chestii epice, lucruri, blockbustere și așa mai departe. Pe de altă parte și bine că nu le facem, că dacă le-am face, catastrofa ar fi și mai mare, pentru că nu știu cine s-ar uita la un blockbuster românesc. Concurența e atât de mare încât numai să te gândești la chestia asta, deja devine ridicol. Nu știu dacă ține și o chestie, eu cred că e și o chestie de modă și de gust până la urmă, că așa a apărut manierismul, așa și dispărut și au apărut alte lucruri noi. N-am căutat să fac, să imit, dar noi au ca pe o chestie de virtute. În Evul Mediu era o mare virtute să imiți și o chestie de zmerenie. Am avut mândria asta de a face lucrurile așa cum le înțeleg și cumva să mi le și asum împotriva tuturor. M-am gândit de câteva ori așa, nu foarte serios, la întrebarea asta, băi, până la urmă că de aici trebuie să începem de la scopuri. Pentru ce fac film sau pentru cine facem filme sau ce facem când facem film? Mă sperie întrebările astea și cumva mă simt așa, eu sunt într-un interval ok așa de confort, că nu răspund foarte serios la ele. Cred în filmele care sunt, care sunt legate de zona asta de igienă morală, mai puțin legate de distracție, de distragere de la întrebările serioase pe care ar trebui să ți le pună filmul și în general viața. Așa că eu nu detest și nu, mă rog, mai fac așa între prieteni aici, am înțeles că e o audiență serioasă, între prieteni mai fac mișto de filme românești, dar în public niciodată, pentru că știu că și cel mai prost film românesc, știu ce eforturi sau ce se întâmplă în facerea lui, în producerea lui, și atunci știu cu câtă suferință se fac filmele astea și atunci mi-e greu să fac mișto de el. Așa, între prieteni mai fac. Sunt un om, sunt păcătos. Cred că tipul ăsta de film își va, sper, nu știu, sunt optimist, își va găsi în continuare spectatori atât timp cât cultura va mă ajuta cumva la reîntregirea sinelui, la apartenența la o comunitate de valori și așa mai departe. Sper că am răspuns așa în salturi la întrebări. Sunt întrebări destul de grele. Mă gândesc cu groază să răspund serios la lucrurile astea.
De ce, cum, ce ar trebui, lumea este deja... De obicei răspundeam foarte sarcastic la... Românii se pricep la orice, adică n-ai... Nu le poți spune piedică să se priceapă și la film, nefiind cultivați... mă rog, hai să nu intru acolo, să fiu, să rămânem așa răspunsurile astea. E o, nu știu, o întrebare, un comentariu. Stai un pic. Salut. Păi să ne întoarcem la lucruri puțin mai vesele atunci. Vreau să ne întoarcem puțin la debut și la Adalbert. Atunci când, după ce ai terminat școala, am și eu mai multe întrebări într-una. Te-ai gândit vreodată că nu o să ajungi să debutezi în lungmetraj vreodată? Așa, unul la mână. Și când te gândeai totuși la debutul tău, cum de-ai ales ideea asta? Ai avut și alte idei? Cum de te-ai hotărât că Adalbert ar putea să fie cel cu care să vrei tu să debutezi în lung? Că până la urmă există totuși, nu știu, contează cum debutezi. Și ca idee, și ca stilistică de film, etc. Adică pune o etichetă pe tine, mai mult sau mai puțin, sau oricum. Te prezinți lumii într-un fel cu debutul. În general am fost destul de, mulțumesc de întrebări, în general am fost destul de inconștient, lucru care sper eu că m-a salvat de la multe tâmpenii, inclusiv că am schimbat macazul și am intrat în zona asta de regie de film. Bunica mea și acum o reproșează că am plecat eu de la bancă și unde am ajuns și așa mai departe. Adică n-a fost o chestie, așa, nu știu, din câte am prezentat-o, sper că n-ați perceput-o ca o chestie de maximă maturitate, decizia mea de a face film. A fost o nouă nebunie. Acum, dacă aș mai da din nou la film, nu cred că aș mai lua, sunt sigur de chestia, adică e o certitudine, nu e... N-aș mai lua, n-aș mai avea naivitatea care m-a însoțit și care m-a dus către drumul câștigător. Așa și după ce am terminat facultatea, n-aveam acel sentiment că, chiar dacă fusesem foarte, destul de avertizat, adică de cei din jur, ții minte, nu numesc, dar cam toți îmi spuneau, băi, ai grijă, primul film, hai că... Bun, primul, da, al doilea, dacă nu, e dezastru. Și nu am luat-o niciodată ca pe o chestie de test suprem sau de, băi, debutez în fața lumii și nu. Pur și simplu lucrurile au venit. Și țin minte și acum cu cât înverșunare am făcut filmul Visul lui Adalbert, așa, punându-mă pieziș la multe lucruri care... ar fi făcut să îmi fie viața mult mai ușoară pentru al doilea, pentru al treilea și pentru al patrulea film. Așa menționez doar o chestie. Aveam doi coproducători la film, un francez și un neamț, și un coproducător din România, pe care i-am alungat fără echivoc, prin decizia de a filma pe suport VHS. Adică a fost o chestie la care... Adică a fost, nu cum să zic, o decizie radicală pe care am luat-o. Deci nu s-a negociat. Și atunci am pierdut coproducătorii instantaneu, pentru că nu se punea discuții. Ei gândeau mai departe decât de a face un film. Ei gândeau la distribuție, la locuri de... Nu-și puteau imagina cum. Și a fost într-adevăr, adică au anticipat niște probleme crunte, țin minte... Gândiți-vă că VHS-ul ca rezoluție este la, nu știu, la 50-a parte, cred că, la rezoluția unui telefon mobil pe care l-aveți acum în mână. Cum să apare el pe un ecran de cinema? Mă rog, a fost așa o naivitate care cred că încă mai mă însoțește, n-am scăpat de ea. Nu m-am gândit, deci n-am avut niciodată conștiința aceasta faptului că fac un film care, ca în teoria fluturului va schimba omenirea. Niciodată. Dimpotrivă, țin minte și acum că la Visul Adalbert a avut premiera mondială la TIFF și până cu, nu știu, câteva minute să înceapă filmul, am fost foarte preocupat și
lovit în permanență de problemele tehnice ale filmului. Și în momentul în care am scăpat de tot, adică am reglat și proiecția și toate lucrurile așa se așezaseră, sala plină, mă rog, nu găseam locul, eram, încercam să răsuflu după toată nebunia aia. În momentul ăla am avut sentimentul că se întâmplă o chestie extrem de intimă în fața publicului. Că am avut această o străfulgerare și că m-a speriat teribil. Deci am avut așa un lucru pe care nu l-am mai resimțit la al doilea film. Dar la primul film asta am simțit, mamă, acum ce fac? Adică am făcut filmul și acum îl vede lumea. Ce mă fac? Adică am avut așa o chestie de care m-a speriat. Nici n-am putut să vă film. Am ieșit afară, mă rog. Sper că am răspuns la cât de cât la întrebări. Și mai era legată de ideile despre film, dacă asta, sau mă rog, ideile care sunt în film, subiectul, au avut și alte, dacă ai avut și alte variante pentru debut. Nu mai țin minte, eu întotdeauna scriu la, am întotdeauna numărul de povești e mai mare decât poveștile pe care le lucrez. Țin minte că erau mai multe, da, aveam mai multe proiecte atunci. Mai aveam un proiect pe care, nu știu, îmi pare rău că l-am abandonat. Era ceva legat de doi liceeni din Turnu Roșel de Munte, din România, care luptau cu tot orașul, mă rog, era atunci FSN-ul, luptau împotriva întregului oraș și într-un final ajungeau la piața universității chiar atunci cu minerii și erau bătuți de mineri. Era, nu știu, îmi plăcea foarte mult acest scenariu, dezvoltat la San Sebastian. Nu știu, a fost abandonat. Deci asta mi-amintesc, era cel puțin un proiect în paralel. Alte întrebări? Da, sigur. Bună seara. Vreau să întreb, ai putea regiza și alt scenariu scris de altcineva? Înțeleg, cumva noțiunea asta se amestecă puțin în ziua de azi. Eu multă vreme am crezut că regizorii regizează ceva scris de altcineva. Ei bine, regizorii astăzi scriu mult. Mi se pare că se confundă cumva două noțiuni, scenariu și regia. Îți place să, adică te preocupă să scrii scenariu, să regizezi ceea ce scrii tu, sau ai putea regiza pur și simplu? Eu nu le văd ca pe niște lucruri care se exclud. Mi-am regizat propriile scenarii, bine, la cele două filme am scris scenariul împreună cu Cosmin Manolache, tot dintr-o lene legendară de-a mea, că îmi place să am pe cineva care să mă mâne așa din spate, pentru că eu fiind extrem de dezorganizat, sar dintr-o poveste într-alta, mă rog, și întotdeauna amân. Și atunci am nevoie de cineva cu care să lucrez. Am ajuns să-mi regizez propriile scenarii din un simplu motiv, pentru că n-am avut finanțare la ele și atunci orice alt scenariu sau general dacă aș vrea să iau un scenariu care e deja scris sau să adaptez o chestie, o carte sau așa, au marea problemă că nu pornesc de la această limitare, lipsa resurselor și atunci nu numai cele financiare. Și atunci încerci cumva să faci o rețetă cu ce ai pe acasă. Adică n-ai bani de mega, faci cu ce găsești prin cămară. Și nu e rău, nu e neapărat rău, pentru că cel puțin pe mine mă ajută, gândesc mai serios, reflectez mai mult asupra lucrurilor pentru că sunt două filtre, și ale scenaristului și ale regizorului. Pe de altă parte, nu e atât de
nu e atât de plăcut, pentru că îți dai tot timpul, eu sunt și producător, am fost și producător, tot timpul îmi dau peste mână, adică e o chestie de... o chestie de... Mă rog, mi-e greu să o numesc. Asta e, așa s-a întâmplat. Mi-ar plăcea să fac și... mi-ar plăcea să fac și... să regizez și alte scenarii. Atâta timp cât intervalul de timp la care eu reușesc să regizez, un scenariu la care cumva, care e mai aproape de mine și care mă frământă, e destul de, de mare. Ce ar mai încăpea și alte... Și aș face și chiar și filme de gen sau filme la comandă și nu mi-e... Adică aș putea să lucrez chestiile astea. Te-ai gândit la film documentar? La documentar ți se livrează o poveste, adică doar trebuie să o culegi și să o documentezi. Te-ai gândit la asta? Adică ar fi resursele... Ar fi, bugetele la filme de documentare sunt clar mult mai mici decât la cele de ficțiune. Adică te tentează ideea, nu vorbim de bugete. N-am fost foarte, niciodată foarte apropiat așa de documentar, pentru că... îmi place destul de mult să intervin în ciorbă, în mâncare și la documentar trebuie să ai alte calități pe care eu nu le am. Eu și când joc fotbal, joc în față, adică îmi place să fiu servit de documentarul. Admir documentariștii pentru calitatea asta a lor, de a observa, de a fi cât mai, de a se pune cât mai în spatele subiectului. N-am avut șansa asta. Paradoxal, și la filmul documentar există o regie. Deci trebuie să regizezi sau să gândești un material chiar înainte de a-l filma, chiar dacă e vorba de documentare. Asta e fascinant. Da, nu... N-am rezonat cu documentar. Deși mi-ar plăcea să mai încerc. Apropo de filmul documentar, Cristi Puiu la un moment dat spunea că există filmele se pot împărți doar în filme de propagandă și filme de autor. Ce crezi despre asta, împărțirea asta? Tarkovski știu că avea altă, glumesc. Da, se poate, filmele se pot împărți și așa. În general, filmele, eu aș pune filme bune și filme proaste. Iar filmele proaste, da, sunt, depisez întotdeauna, și asta mă enervează, propaganda. Nu știu, mi-ar plăcea să fiu ca un, mă gândeam ca un simplu credincios, adică care nu-și pune prea multe întrebări despre credința lui și încearcă să o trăiască mai mult. Așa mi-ar plăcea să fiu. Și în general nu prea mi-a plăcut să teoretizez prea mult, pentru că m-ar duce, așa am simțit că m-a dus într-o zonă destul de sărbătă cumva visul lui Adalbert. Mi-ar plăcea să fiu, nu știu, acum mi-a trecut prin cap apropo de ce înseamnă filmul, despre teorii despre filme, a trecut în cap prin cap cum începe cartea lui Sidney Lumet, cartea lui de regie, Making Movies. Și primul capitol al acestei cărți celebre, mă rog, măcar printre regizori, e că primul capitol este despre șoferii din echipele de filmare. Nu știu, mie îmi place partea asta ludică a cinemaului, mai puțin serioasă, mai puțin didactică, mai puțin conceptual. Ai spus mai devreme că te-ai concentrat la visul lui Adalbert, te-ai concentrat pe literatură, pe uitând de film. Ce lucruri crezi că se pot exprima numai prin mijloace cinematografice și pe care nicio altă artă nu le poate cuprinde, nu le poate avea?
Nu știu, e o întrebare foarte grea, nu dau seama, tocmai că, pentru că nimeni n-a răspuns rezonabil la întrebarea ce e realitatea, ce e viața. Nu poți să o cuprinzi în definiții, nu poți să spui că de aici începe matematica, aici se termină literatura, să te oftiși, să te întrebi, dar nici să te oftiși să te întrebi și să blestemi cine a pus literele în matematică și așa mai departe. Cred că dincolo de, cum se zice, de, se zice că nu vezi pădurea de copaci, cred că dincolo de chestia asta trebuie să vezi peste copaci, să vezi și peste pădure și peste copaci, spre lucrurile mai simple. O să trivializezi și acum... Am și două, trei bancuri pe care le-am văzut pentru... Ține-le pentru minutul, da, pentru prelungit. Trecând de la visul lui Adalbert, adică să fac trecerea la ultima zi, vreau să întreb dacă, că tot vorbeam de scenariu, dacă scrii cu niște actori în minte și dacă pentru cele două filme, de pildă, ai făcut casting, dacă, mă rog, răspunsul variază, adică nu te-ai gândit la Gabi Spahiu sau Mimi Brănescu, că mă gândeam la principal, după care sigur. Nu mai știu cine zicea că totdeauna se are, când scrie un scenariu de film, are în cap actori, numai că ei sunt morți. Da, visul lui Adalbert a fost clar cu Spahiu în cap. Încă de la început știu că, înainte să scriu scenariul, am zis, băi, o să fac un film cu tine, l-am întâlnit cu el, am discutat, el era destul de așa cum îl știți, așa, nu înțelegea ce vreau de la el, ce, n-avea nici scenariu, nici... Iar al doilea, ultima zi, a fost o chestie și mai consolidată, în sensul că a fost un fel de pariu în care trebuia să ies câștigător. Am zis, țin minte că aveam un alt proiect pe care trebuia să-l fac, dar, mă rog, nu reușeam să adun finanțare cu CNC-ul, cu destul de complicat, complex și care nu se putea face sau, fără bani, nu se putea face independent, și atunci am zis, la un moment dat, am zis, băi, dacă nu fac un film în câteva săptămâni, cum era o, și acum, deci, revin la acea naivitate care m-a însoțit de-a lungul anilor, sper să nu mă părăsească, și am scris scenariul în două săptămâni, știam că nu prea pot să contez pe, nu știu, pe actori, cu alți actori decât cei pe care îi știam și care m-ar fi însoțit așa necondiționat, că era o chestie de clar necondiționată. Și atunci am avut actorii, am scris scenariul cu actorii în cap, adică de la început, ăsta, și a fost bine. Că au fost actorii cu care am și intrat deja în pregătire și deja singurul care m-a încurcat a fost Puiu, că nu-i mai dădea drumul lui Mimi Brănescu, deși discutasem de... Sierra Nevada, da, discutasem să înceapă, să-i dea drumul mai de... Mă rog, a fost așa, e amuzantă toată treaba asta. Și i-am avut de la început în cap. Și așa am făcut un film. Păi aici aș vrea să ajung la ultima zi. Ziceai la începutul discuției cu filmul care te-a scos din depresie sau în fine care, pe care trebuia musa să-l faci, că întrebarea era de ce a fost musa să faci filmul ăsta ultima zi. La visul lui Adalbert fiecare avem așa niște, putem, dincolo de explicațiile tale sau micile motive sau mai mari motive pe care le spui, am făcut asta pentru că fiecare ne găsim cât un motiv sau un motiv propriu pentru care filmul a picat bine, din mai multe motive. Fiecare de epocă, fiecare vorba de comunism, fiecare și o mică comedie acolo. Ăsta, ultima zi, e un film foarte greu, deși tu îi spui thriller comic, eu i-aș spune cu totul altfel, deși n-aș putea să-i pun o etichetă. Poate thriller, dar comic e foarte... Adică ce numim comic, mi se pare... Dar în fine... Această etichetă mi se pare un pic exagerată. Dar e un film greu. Nu știu cât de greu a fost să-l faci, mai ales că era independent. Poate ne povestești un pic ce a însemnat
cum să zic, terapia asta, dacă tot ai vorbit de depresie, terapia facerii acestui film în sine și povestea pe care ai scris-o. Adică povestea asta era povestea cea mai la îndemână pentru un film cu buget mic sau era povestea care trebuia să fie spusă indiferent de buget? Mă rog, sigur că erai și producător, aveai în minte niște margini, niște limite. Iar apelez la memoria mea care mă trădează întotdeauna. A fost o poveste cumva, mă rog, cumva la îndemână, pentru că atunci când ne-am gândit să scriem un alt scenariu, mă rog, fiindcă era și urgent, cu atât mai mult că era o chestie de maximă urgență, am apelat din nou cu încredere la Cosmin Manolache, i-am zis, băi, uite, trebuie să facem un film, vreau să-l fac repede. Cred că știam cam despre ce e vorba, dar nu așa, spus așa, nu spusă povestea așa. Și el mi-a zis, uite, am o povestire care cred că ți-ar plăcea. Și el mi-a trimis aceasta, era o scurtă, o povestire scurtă, care se întâmplase după fapte reale și care mi s-a părut foarte bună pentru a fi dezvoltată și ca scenariu de lungmetraj și ca în zona de idei în care eram eu atunci, în care mă și bineînțeles și care să poată fi făcută, că așa avem, apropo, rămânem în rețete, avem multe rețete în cap. Și am scris-o destul de repede, știu că primul pe care căruia am dat-o să o citească a fost Mimi Brănescu și acum ții minte că zicea, băi, a zis da, o facem. Și eu am crezut mult timp, am crezut că lui a plăcut povestea și da, a zis da, dar de fapt el la un moment dat mi-a zis, băi, zice, nu, eu am zis da pentru că era atât de disperat încât cumva mi-a adus aminte de propria disperare. Și a zis, băi, asta oricum e nebun, o să-l ajut pentru că și eu am trecut prin asta și cumva dintr-o simpatie din asta între sinucigași. Și s-a întâmplat. Adică eu cred foarte mult în chestia asta de instinct. Îmi place și jazzul, dar nu vine de acolo. Cred că mai degrabă dintr-o educație și o educare a propriilor sentimente. Adică poți să spui, mai ales în legătură cu arta, primul nivel și cred că cel care nu te trădează niciodată este ăsta instinctiv. Îți place sau nu îți place? Asta e prima chestie pe care o faci și vine dintr-o, cum zic, o judecată, apropo de judecata lui Achim, vine dintr-un reflex pe care îl ai și care e format, mă rog, din toate acumulările tale. Și asta e cel mai bun. După care, când începi să găsești justificări și așa, atunci e mai nasol. Adică e deja, te duci în zone. De-aia nici nu-mi place să vorbesc despre filmele mele sau filmele altora. Pentru că dacă ar fi fost mai mult, ar fi pus autorul acolo. Uite, mai aveai două secvențe în care se explica și de-aia privesc critic așa, o citesc ca pe, nu știu, ca o chestie de literatură comică. Apropo de exagerarea de genuri. Despre amândouă acum. Aș vrea, pentru că spuneai de instinct și de și că știi că ce, dacă îți place, e binevenit, dacă nu, dăm deoparte sau în fine modificăm sau eliminăm. E vreo ceva anume, dar semnificativ, adică nu la nivel de improvizație a actorilor sau nu știu, lucruri mici pe care noi ca spectatori nu le dibuim. În ambele filme care sunt întâmplate la filmări, care nu erau în scenariu, la care nici nu te-ai gândit că apar așa de nicăieri,
dar care au trebuit să rămână acolo. Sau au picat foarte bine. Au fost o lucrare bună venită din afară. Există în cele două filme? Da, sunt lucruri la fel de bine cum nu poți să-i pui piedică spectatorului român, nici, cu atât mai mult nici lui Dumnezeu nu poți să-i pui piedică atunci când intervine în cinemaul românesc. La mine a intervenit de foarte multe ori și cumva a fost și o chestie de sănătate mentală că s-a întâmplat chestia asta și am simțit prezența asta. Da, de foarte, mai ales într-un film independent, cred că la un moment dat am și mulțumit la, cred că la UCIN luasem un premiu și am mulțumit instituției care ajută cinemaul românesc, Dumnezeu, că eu cred că asta e, cred că e clar pentru, e clar pentru toată lumea, că au fost așa și apariția, mă rog, noului val, hai să zicem așa, să ne fie mai simplu să discutăm cu formula asta, și cum a apărut și cum s-au făcut filmele astea și cu, că n-are nimeni grijă, adică nu e numai vorba despre film, Dumnezeu e, mă rog, e, ajută PIB-ul României, peste tot se întâmplă chestia asta, adică nu eu sunt oameni care gândesc strategii de susținere și mai departe, competenți care să ajute într-un fel sau altul vreo industrie din țara asta. La mine s-au întâmplat lucruri incredibile și pe care le-am acceptat cu mare plăcere. Mi-a și îngreuiat cumva munca, mi-a și ușurat-o. De pildă, poți să numești, păi să amintești ceva? La ultima zi ții minte cum am căutat o să zic locația, așa, știu că e incorrect, dar fără zic cu acest cuvânt, locația urât principală. Cuvânt. Urât, dar mă rog, acum semnifică mai bine decât oricare alt cuvânt. Aveam nevoie de o zonă, mă rog, în care să mai prind un pic de zăpadă. V-am zis că mie Brănescu a ieșit foarte greu din Sierra Nevada și dacă noi ar fi trecut, trebuia să filmăm pe la sfârșitul februarie, am ajuns să filmăm la începutul aprilie. Și atunci ne-am dus încet, încet spre munte. Și așa, singura zonă în care mai era un pic de zăpadă era la Padina, în munții Buceci, de la 1900 de metri altitudine. Și acolo destul de așa, firav, adică erau petece de zăpadă, răsăriseră violetele. Ții minte că era o chestie așa de... n-avea nicio legătură cu subiectul filmului nostru. Și ne-am gândit, am ajuns o echipă foarte mică, 15 oameni cu tot cu actori, adică nici de scurtmetraj, cred că și la scurtmetraj am avut echipă mai mare. Cazați chiar la mănăstirea de acolo, de la Padina, ne-au ajutat călugării, a fost excepțional, adică ce am făcut ei pentru cinema, apropo și de Dumnezeu, călugării. Și cu o seară înainte de filmare, trebuia să ne gândeam cum să aducem zăpadă din altă parte cu saci. Era preocuparea noastră cea mai importantă. Și noi aveam filmare de noapte. Era prima, începeam în noaptea. Aveam filmare de noapte. Și a doua zi de dimineață a început să ningă și a nins până noaptea târziu. Adică a început să mai ningă sau nisoarea s-a oprit în momentul în care noi am terminat filmările. Acum noi m-am bucurat, avem zăpadă, uite, asta e un semn, e o chestie extraordinară, dar început să se ningă de pe la 9, ții minte așa pe la 3-4 deja nu mai era bine, că era zăpada deja de o jumătate de metru, eram singurii care mai rămăseseră acolo la Padina. Știu că o seară înainte fuseseră nu știu ce la hotelul de acolo, peștera, o mare întrunire PSD și toate utilajele plecaseră de dezăpezire, că au terminat să răi acolo, nu mai era nimeni acolo pe munte, niciun... Singurul care n-ar fi putut ajuta, care avea un jeep, era părintele Stareț, care era și el plecat, nu știu unde, la Târgoviște sau nu știu pe unde, și noi eram rămași acolo în munte,
cu doi călugări, fără niciun ajutor. Cabania și cabanieri erau plecați, nu știu, era conferința națională a Salvă Mântuiștiu, cabanielul, nu știu, nu mai era nimeni pe tot. Și nu știam ce să facem, adică eram zăpadă de jumătate de metru, nu era de zăpezit nicăieri, urși ieșiseră din hibernare, că venea primăvara, îi auzeam noaptea, adică nu știam ce să facem, să mergem, să nu mergem, să ne aventurăm, și noi trebuia să filmăm pe drumuri, mă rog, prin ore întregi, prin pădure, pe pante, trebuia să urci, să cobori. Era o zonă unde era zăpada și de 2 metri, o viscorisă, era și ningea și nu știam ce să facem. Câțiva veniseră în Adidas și în, mă rog, habar n-aveau că era cald atunci, înainte, în ziua în care plecaseră, se anunțau temperaturi favorabile. Și am filmat și am zis, băi, asta e, orice s-a întâmplat, cu camera înghețată, eram toți înghețați și a ieșit, aia cred că a fost cea mai frumoasă ca imagine și ca atmosferă, cred că e cea mai frumoasă, sunt cele mai frumoase secvențe din film. S-au întâmplat în noaptea aia în care a nins și în care a viscolit și slavă Domnului nu ne-am împotmolit. Și aveam o Dacie și un Dacia, a fost o minune că nu s-a împotmolit. A fost incredibil, o Dacie care merge pe un drum de, aici o reclamă pentru Dacia, pe un drum cu zăpadă de un metru, chiar și de 2 metri. A fost incredibil. Deci nu a fost pe platformă? Nu, n-am avut. Platforma era o chestie de buget. Am pus întrebarea așa ca să nu. Era, aduc aminte de filmul independent românesc. Era o chestie, cumva ne-a salvat, mă gândeam, n-am părăsit încă zona conceptuală, că la ultima zi am zis, băi, o să facem o chestie, fusesem eu frapat de Once Upon a Time in Anatolia, de ce Geylan filmase, el având un buget imens la Anatolia, era primul lui film cu mare buget, de ce filmase secvențele de dialog din mașini, dacă vă amintiți filmul, l-a filmat în studio. El având posibilitatea să de platforme, de putea să ducă și o alt platforme cu lumini și așa mai departe, nu avea nicio problemă în chestia asta. Și m-a frapat pentru că a lăsat mai mult modul în care l-a integrat croma, green screen-ul și ce a pus el pe green screen, imaginea, să zicem, exterioarele, erau tratate la fel, cu mare dezinteres, adică la a 10-a privire vedeai multe chestii, cum să zic, pe care un specialist în efecte speciale l-ar fi respins categoric, era o lipsă de profesionalism crasă. Și m-am întrebat, el având un buget imens, de ce a făcut chestia asta? Și mi-a plăcut concluzia la care am ajuns și mi s-a părut o chestie, nu numai care se plia pe lipsa noastră de bani, pentru că ar fi fost cumplit să filmăm în zăpezile alea dialoguri în mașină. Noi neavând nici, nu știu, ecrane wireless, să vezi ce se întâmplă în mașina din față și, nu știu, vă dați seama, să oprești la 10 minute când strici cut sau stop, să te dai jos cu actorii și să vorbești în zăpadă de 1,5 metri, dorul aici, nu poți să faci chestiile astea. Și a fost o chestie pe care a fost o întâmplare, adică când am văzut filmul, mi s-a părut o chestie ciudată, în dialoguri, dar foarte bună, artificială, dar care folosea enorm la dramatismul situației, la Geylan, vorbesc de Geylan, și pe care, cumva, accidental descoperind-o, mi-a folosit foarte mult și la ultima zi. Întrebări? Alte întrebări? Am eu. Mă opresc? Uite că am vorbit o oră și... Apropo de... N-ai spus intervenții în Visul lui Adalbert. Există? Dacă îți mai aduce aminte că a trecut ceva vreme. Da, există asta. Cred că e cea mai... La Visul lui Adalbert, simite că am avut foarte multe lucruri
Adică nu exista zi în care să n-ai o problemă aproape peste care, insurmontabil, peste care n-ai fi putut să treci. Și multe, foarte multe, adică n-are rost să le mai enumăr câte și mai câte. Și țin minte că mă amuzam cu Spahiul, era mașină, mergeam împreună de la, aveam filmare în ultima zi de filmare la Ploiești, la combinatul ăla de petrochimic sau cum îi spune, la rafinărie, la Petrotel, da? Și ne gândeam, băi, oare ce se mai întâmplă, ce se mai poate întâmpla? Că nu era o filmare destul de ușoară, cu numai cu actorii, nu mai era o problemă de figurație, de utilaje, că trebuie să vină. Chiar ne întrebam, oare ce se mai poate întâmpla? Și fac aici o mică paranteză. Camerele cu care am filmat noi la Visul lui Adalbert, am făcut atunci arheologia, am căutat camere VHS. Și n-am mai găsit. Singurele camere pe care le-am dezgropat erau camerele lui Sorin Ilieșiu, nu știu dacă mai e acum senator, de la GDS, de la fundație, pe care le primiseră ei 90 de la George Bush senior. Era un ajutor pe care l-acordase fundației, mă rog, și cu care se filmase sosirea regelui în România. Era cu vizita regelui în mai, mă rog, care făcuseră istorie. Și noi l-am luat, se topiseră butoanele, erau într-o stare jalnică, nu le mai folosise de ani. L-am recondiționat, mă rog, am găsit un inginer la Politehnică care a putut să facă chestia asta, a fost așa o întreagă epopee. Și le-am reparat pe amândouă, am făcut și teste de care au decurs foarte bine. Și la un moment dat, pe la jumătatea filmului, a căzut o cameră, n-a mai funcționat, n-am știut de ce. Am filmat, a căzut și a doua cameră. Și a stricat să amândouă. Și atunci am zis, băi, asta printre multele. A fost cumplit, mă rog. Și rememorând noi, asta a fost o mică paranteză, și rememorând noi toate lucrurile care ni s-au întâmplat, râdeam cu Spachiu și spuneam, băi, ce se mai poate întâmpla azi? Noi nu mai aveam imaginații. Repet, o filmare ușoară, câțiva actori, mă rog, simplu, ceva simplu. Și în ziua aia, eram un pic și supărat pe chestia asta, că Spachiu era foarte fericit și el trebuia să joace secvența cu accidentul. Și ca stare nu era... El deja terminase filmările, ca mulți dintre membrii echipei, și nu reușeam deloc să-l fac. Era și oricum el sureșitat de felul lui. Și mă gândeam, ce o să facem, cum o să... Că nu reușeam să-l... Și la un moment dat, nu știu, a fost o chestie, o problemă administrativă, a trebuit să merg, că eram și producătorul, să merg să discut cu unul dintre directorii de acolo, că era o secvență la care trebuia să... de ceva legat de securitatea și protecția muncii, pe care n-am fi putut să o filmăm dacă era să respectăm normele alea, era oricum o chestie absurdă. Și mă gândeam că m-am întors la... am rezolvat, am semnat nu știu ce acte acolo, și când m-am întors... erau câțiva, cred că Paul Lipate a venit și mi-a zis actorul și mi-a zis, zice, băi, Spahiu a chemat, e salvarea, a venit salvarea, Spahiu are o criză de rinichi. Că e o glumă, că nu se poate. Și într-adevăr, Spahiu a făcut o criză de rinichi, a venit salvarea, a făcut injecția și el era jucat foarte apăsat de chestia, pentru că îl durea fizic. Și a fost bine. Deci asta a fost așa o chestie de final. Dar au fost multe, nu mi le mai amintesc. În general, mi-aduc aminte lucrurile bune, nu lucrurile nasoale care s-au întâmplat. Hai să ieșim din cinemaul românesc. Da. În sfârșit. Nu, așa. Trecem la cinemaul iranian. De nou val iranian. Nu, vreau să te joci un pic. Vreau să, apropo de actorii cu care scrii în minte un scenariu, sunt ăia morți, de ce ziceai mai devreme, așa, ca un exercițiu, sigur, o joacă, dacă ar fi să alegi doi actori, o femeie și un bărbat, din tot ce știi tu, și să joace într-un film de-al tău,
care ar fi? Nu neapărat în același film ca cuplu sau așa, dar pe care ea îi alege. Asta ca să știm și noi la ce filme te mai uiți tu. Păi am... Uite, dacă mă întrebai acum câteva luni de zile și mi-ai fi spus, uite, dacă îl lei pe Robert Pattinson, nu? Așa îl cheamă. Îl lei într-un film de-al tău, ar veni gratis. Aș fi răspuns așa, un nu categoric. Și ai văzut Good Time. Și am văzut Good Time și mi s-a avut o revelație. Nu am actori preferați. Nu am actori preferați și nici actrițe preferate. Pentru că sunt filme pe care... Adică sunt întrebări de oracol. Mă gândesc la alea, da. Mă gândesc că sunt filme în care i-au jucat extraordinar și filme în care au jucat execrabil, care te fac să te îndoiești total de ei. Nu am un actor sau actriță așa pe care, la care să mă gândesc eu și în permanență și mă uit la tot felul de filme. Mă uit la tot felul încă de filme. Încă te uiți? Încă mă uit, da. Chiar zilele trecute m-am amuzat copios Rock and Roll al lui Guillaume Canet, nu știu dacă l-ați văzut, 2017, în care se joacă pe el, el e soțul, partenerul lui Marion Cotillard și e o comedie franțuzească foarte bună. Adică nu credeam că o să spun lucrul ăsta despre comediile franțuzești recente, în care el se ia peste picior, el joacă, maică-sa, taică-su, Marion, e formidabilă comedia. Mă uit la tot felul de filme pentru că la un moment dat ajung ca, nu știu dacă știți, e acea povestire despre a lui Cartier despre amantul soției parfumierului. Nu știu dacă o știți. În care, mă rog, are soția parfumierului, atât cât parfumierul este la buticul de parfumuri, are un amant. Și într-o zi soțul, parfumierul, se întoarce mai devreme pentru că e bolnav, e răcit și ea, soția, nu știe ce să facă cu amantul. Se gândește, nu știu ce, îl trage, îl duce în pivniță și în pivniță îl bagă într-un butoi în care fusese o esență de parfum, pune capacul, se duce, își oblojește soțul și a doua zi, când soțul pleacă la parfumerie, și aduce aminte de amant. Ba, amantul, ce-a făcut acolo, săracul, a uitat de el, aleargă într-un suflet, ajunge în beci, de acolo niciun semn de vital, bate în butoi, butoiul, bineînțeles, care capacul înțepenit, niciun semn, e disperată, găsește o rangă, se chinuie, scoate capacul și într-un final îl vede acolo, mă rog, în obscuritatea aia, și îl vede pe ăsta mai mult mort decât viu și care îi spune, primul cu pe care îi spune, adu-mi un căcat să-l miros că nu mai pot. Ien, de multe ori ai nevoie de, după filme grele și serioase, să vezi și alte filme. Da, sigur. Ionuț Mareș te întreabă. Ai zis ceva la început de literatură și film. Crezi cu adevărat că filmul ar trebui să aibă complexe de vreun fel în fața literaturii? Îl salut pe Ionuț. Îi mulțumesc pentru întrebare. Da, cred în continuare că literatura este peste film. Pentru că nu mă pricep. Dar atunci când ai ales, puteai să alegi. Aș fi putut, dar nu... În continuare invidiez scriitorii, pictorii, muzicienii, pentru că atunci când scriu o carte sau pictează, n-au nevoie de atâția oameni pe care să-i aducă la un loc și pe care să-i mâne așa de la spate și să
E un sentiment de invidie, mai ales atunci când ești obosit și vin, nu știu, de la fiecare vine și spune că o întrebare și tu trebuie totdeauna să ai întotdeauna la tine soluții, răspunsuri concrete, soluții concrete la problemele lor. Și nu e așa, adică e destul de greu. Literatura, din fericire, e mai tare decât cinemaul. Și într-un fel e bine să fie așa. Nu știu dacă i-am răspuns sau ce ar fi vrut să răspund la întrebarea asta. Asta era, nu? Dacă, da, cred în continuare că literatura este... Uite, dacă ia să fac așa, să vă răspund și mai concret și să iau un scriitor foarte bun și un regizor foarte bun, dacă tot am amintit de Ceylan, Pamuk. Întotdeauna când citesc Pamuk, am senzația că văd filme de Ceylan. Dar mult mai mult decât filmele lui Ceylan, filme pe care le ador pe toate. Chiar și Winter Sleep. E mult mai mult acolo. Literatura acoperă mai mult din viață decât cinemaul. Asta este una dintre limitele cinemaului de care spuneai la început. Ai spuneai la un moment dat că, mă rog, te gândeai la tipul ăsta de, mă rog, mediu, de instrument, dar că are foarte multe limite. Una dintre ele ai rostit-o acum. Care ar mai fi limitele cinemaului? Bine, dacă sunt chestiile tehnice, mă rog, care sunt fundamentale. Dar cred că, așa, printre cele mai importante, în afară de cele tehnice, e posibilitatea asta de mult mai firească de a te juca cu timpul și cu spațiu. E altfel, imersiunea într-un... Și aici mă refer la spectator, nu la realizator. Cititorul este cu totul și cu totul alta decât... Nu știu, e dacă așa să fiu și mai plastic, ala, e diferența între scuba diving și scufundare. Te poți duce cu filmul, te poți duce la 20 de metri, cât rezistă un ceas ieftin. La scufundări te poți duce mult mai mult. Și asta e literatura. E mai mult decât oglinda aia pe care o pui pe drum. Nu știu, eu văd mult mai cumprinzătoare decât cinemaul. Cinemaul e pentru mine, adică pentru diletanți ca mine, e ok. Adică e mult mai ușor să fac film decât să scriu o carte. Ok, alte întrebări? Sau... Vroiam să aduc aminte, pentru că suntem pe cinepa.ro, că pe platforma Arhiva de Film Românesc este Visul lui Adalbert și... un scurtmetraj. Da, un scurtmetraj. Spocane de iepure se numește. Așa, exact. Care pot fi văzute. Asta vreau să nu uit să aduc aminte, că vreau să spun la început și am uitat. Aș vrea să te mai întreb așa pe final... Vorbeam un pic mai devreme că ai terminat un scurtmetraj. Poți să spui două vorbe despre el sau îl lași să vină? Da, nu e un secret. Și în general n-am păstrat misterul proiectelor mele. Niciodată n-a fost niciun mister. Adică totul a fost așa la vedere. Bine, m-a ferit și sunt și ferii de glorie și de... Adică, oricât de mult a spune, oricum trece așa ca și cum ar fi un mare mister. Adică nu o să fac nicio... Da, e un film... E un scurtmetraj care pornise de la o scurtă povestire de-a lui Savatie Baștavoi, pe care n-am mai făcut-o. Mi-am schimbat așa în ultima secundă gândul. Un fel de Împăratul Muștelor în 10 minute, dar mai mișto decât Împăratul Muștelor.
Cartea sau film? Filmul, evident. Filmul și filmul și, bă, nu, cartea, mă rog, v-am zis că literatura, nu pot să mă bat cu literatura, dar mai mișto decât filmul lui Peter Brook. Am pornit de la, mă rog, foarte multă lume mă bate la cap și reproșează că nu fac filme pentru copii, eu având mulți copii, deci cumva fac copii, nu filme pentru copii, mi-e mai la îndemână. Am să fac și un film pentru copii. Și până la urmă a ieșit tot așa un Kalashnikov, că nu e film pentru copii, e mai dur, dar și mai pur, că nimic mai rău ca un copil rău, nimic mai bun ca un copil bun. Cam așa e, despre asta e filmul. Și mai am o întrebare, apropo de carte și film. Există vreo carte pe care, sigur că sunt și aici niște limite, dar așa, în mod ideal, ai adapta-o? Sunt foarte multe cărți pe care... Una. Cumva din... chiar mă gândeam și începusem, dar a trebuit să mă opresc, că așa lucrez eu în salturi. Aș vrea să fac un remake după Pădurea Spânzurăție. Cu aceasta emisiunea noastră a luat sfârșit. Nu, glumeam. Asta nu înseamnă că eu sunt Asta nu înseamnă că eu sunt impregnat de livrul Ebreanu și nu. Ci a fost o chestie așa de tot de instinct. Când am auzit de secțiunea asta a centenarului, m-am enervat și am zis, băi, ia să... Prima dată am zis eu tâmpenie și al doilea impuls a fost chiar o idee bună. Și m-am gândit la Pădurea Spânzuraților și de asta am zis că aș vrea să o ecranizez pentru că am citit-o și am și revăzut filmul lui Ciulei și care în continuare bun, dar care mi s-a părut... destul de perimat și pe care aș vrea cumva, nu știu, am luat-o ca pe o chestie așa personală. Am zis, băi, aș putea să fac un film de independent și la zi cu chestia asta, pentru că sunt chestii foarte, foarte bune de film acolo în carte. Deci ai face o adaptare pe perioada, pe... Da, da, un film de epocă, adică am venit și un film de epocă, cu un film de război, un film de... Da, sigur. Mai avem. Da. Un fel de The Thin Red Line la, din Pădurea Spânzurăților. Mi-ar plăcea să fac chestia asta. O întrebare legată de ce ai spus mai devreme, comparația între literatură și film. Sus în Ceainărie am fost la o prezentare a unei scriitoare și a fost întrebată dacă are vreo carte care a ajutat-o în momente deosebite ale vieții. Și a zis, măi, sincer, nu cred că literatura are puterea asta, în schimb, muzica, da. Și acum revin la tine și spun așa, filmul nu e doar imagine, că tu ai făcut mult paralel cu imaginație și te poate duce ca scriitor mult mai ușor, mult mai departe. Sunetul. Filmul este un mediu care se folosește nu doar de imagini, ci și de sunet. Nu crezi că totuși cinemaul ca și artă pentru tine nu e un mediu unde ai putea să faci mult mai mult prin combinație de imagini și sunet decât doar comparat cu literatura? Deci pentru tine, că ai zis că vii cumva din... Ești și scenarist și regizor. Ca regizor, să zic, producător, nu ți se pare mai puternic ca instrument care să afecteze un public mult mai larg sau, din punctul tău de vedere, să-ți vină mai ușor să ai un impact mai mare prin cinema? Într-adevăr, așa, la o primă vedere, cinema îți ia ochii. Dacă rămânem în zona asta culinară, e ca un desert așa, mai de Masterchef, mai de... ar putea fi. Și este, în general. Dar numai prin faptul că trebuie să spui o poveste 90 de minute, mă rog, ca să fie, să poți să distribui, sau de două ore, sau, mă rog, cu cât e mai lung, cu atât e mai dificil și mai greu de digerat pentru spectator, e foarte greu să concurezi cu
experiența lecturii. Mă rog, nu mă gândesc la chestiile alea de pe Facebook, cum să citești 4 cărți în 15 minute, nu că nu vorbim despre asta. Sunt lucruri care, mă rog, care mă atrag în continuare dincolo de eroismul ăsta pe care îl arăt eu că cinemaul e inutil. Sunt lucruri foarte bune și care mă atrag în continuare la cinema și pe care n-aș vrea să-l abandonez foarte curând. Că pentru mine în continuare funcționează foarte bine ca terapie. Mă ajută foarte mult să mă adun și să rămân așa pe picioarele mele. Dar nu se compară, adică cu literatura. Sunt alte și alte lucruri, nu și nici cu muzica. Și nici cu muzica, chiar dacă muzica face parte din film, adică nu sunt așa un purist minimalist, cred foarte mult în muzică și îmi place când sunt manipulat așa și mă las manipulat de muzică. Îmi plac filmele cu multă muzică, ca și cele fără muzică, doar cu muzica, pentru că și filmele fără muzică au o muzică extraordinară, filmele bune au o muzică extraordinară. Prin știm ce se întâmplă, adică la mixaj știi ce se întâmplă cu toate sunetele care există în cadru. E o sinfonie, și la Puiu, și la minimaliști. E multă muzică acolo, foarte bine. Trebuie să o asculți, să ai unde să o asculți, că la noi în cinema nu prea ai unde să o asculți lucrul ăsta. Și cu dialogul și... fiecare simte și trebuie să, mă rog, cum simte. Nu poți să o contrazic pe doamna scriitoare că muzica e mai tare ca literatura. Atunci înseamnă că filmul pe locul 3. Asta e. Bronz. E bine. Mă vreau să te întreb eu dacă sunt filme pe care le revezi periodic sau la care te întorci, simți nevoia uneori să te întorci sau poate în timp ce te pregătești pentru un alt film de-al tău și dacă la începutul drumului ai primit sfaturi și dacă sfaturile au fost bune, ți-au folosit și tu la rândul tău dacă ai de dat un sfat, vreun sfat cuiva care începe drumul ăsta. N-am o chestie așa programatică în a revedea anumite filme sau se întâmplă să mai văd cât un film care îmi pică să-l văd a treia sau a patra oară, care îmi pică la mână pur și simplu, adică fără să mă gândesc, băi, a trebuit să revăd Truffaut. Deși ar trebui să revăd, pentru că sunt, nu știu, am avut regizori pe care i-am urmărit așa de aproape film cu un film, acum 10 ani și pe care acum aș recepta într-un clar filme pe care le văd așa o distanță și de câțiva ani le văd cu aproape cu alți ochi, văd alte lucruri acolo. N-am deci o chestie programatică, n-am nicio o chestie așa concretă de a revedea filme. Văd, uneori văd și filme, le revăd și am pur și simplu am uitat că le-am văzut atunci. Adică mi-aduc aminte la un moment dat, zic, bă, de asta e că chestia asta mă ajută și memoria. Mă repet, am o memorie foarte proastă și uit cu toate și numele și confuz și regizorii. Mi se întâmplă des. Ceea ce e o mare virtute, pentru că de multe ori receptez filmul ca pe unul nou, adică trăiesc din nou bucuria primei revederi. Nu știu, uite, acum mi-ar plăcea să revăd Berman. Știu ce, sunt într-o zonă, poate cu vremea, cu... Mi-ar plăcea să văd. Dar are multe filme, nu știu dacă o să mă pute. La TIFF anul ăsta o să fie o retrospectivă, adică, mă rog, o să fie... Dar cred că m-a legat, cred că mi-a venit și asta în cap de... Și asta e foarte bine. Nu am... Sfaturile. Da, legat de sfaturi. În general sunt un timp foarte sfătos, așa... Și place să zic că sunt un om care le place să le dea tinerilor sfatul de viață pe Facebook. Nu știu ce să spun, adică ce să facă, ce ar putea să facă cineva la... M-am mai primit așa întrebări și telefoane de la prieteni, nu știu, au copii la regie, ce ar trebui să facă, ce...
Nu știu, cred că și nu pot să le zic. Eu aș vrea să le spun să-și asume propriile povești, să fie mai atenți la ce se întâmplă lor și mai puțin la ce se întâmplă în cinemaul mondial și, mă rog, în marile teme care sunt acum vehiculate pe piața filmului, dar n-aș putea să merg până la capăt cu... Pentru că, nu știu, fiecare, poate cineva are nevoie să treacă prin chestiile astea pe care nu le-aș recomanda, e o etapă necesară în formarea lui. Habar n-am. Nu sunt un formator de... Pur și simplu. Și cred că și din lene, da, mai ales că știu că propriile, să zicem, propriile sfaturi pe care mi le-am asumat m-au dus de multe ori în fundătură, așa că n-are rost să le mai propun și altora. N-am niciun sfat. Să citească literatură, că literatura e mama. N-am niciun sfat. Să vadă filme. Asta e cea mai bună școală, să vezi filme chiar și așa, fără niciun interes. Să le vezi și la un moment dat îți vor spune ceva. Ok, mulțumesc foarte mult pentru că ai venit și ai stat de vorbă cu noi. Sper că n-am deturnat destine acum cu... Așa, s-a renunțat subit acum, anul ăsta nu va da nimeni la un ATC la regie de film. Vor fi 30 pe rău la filologie. Ar fi rău. E, glumesc. Mulțumesc foarte mult și dumneavoastră și pe data viitoare. Da. Mulțumesc foarte mult. O seară bună.